Ercegura Humorului și-a asigurat victoria prin eseurile lui Lucian Zup și Alexandru Miros, restul de 7 puncte ale humorenilor fiind semnate de Sergiu Michiduță din 2 transformări și o lovitură de pedeapsă. De partea cealaltă, Daniel Hreceniuc a reușit singura încercare a oaspeților. În urma acestei înfrângeri, CSM Suceava a pierdut orice șansă de a mai prinde semifinalele Diviziei Naționale de Rugby. În ultima etapă din play-off, programată pe 4 mai, CSM Suceava va primi vizita liderului CSN Vodari. De cealaltă parte, Ercegura Humorului poate prinde în extremis semifinalele Diviziei Naționale dacă reușește să câștige pe terenul celor de la RC Grivița București.